Fraților, după vreo șapte ani de compuneri video pe net, a venit în sfârșit momentul să răspundem la întrebarea esențială din sufletul tuturor românilor. Cum mergea treaba cu escortele pe vremea lui Ștefan cel Mare? Dădeau în ele mai rău decât în turci? Ca surd un clopot? Mai rău? Ștefan cel Mare s-a ridicat și a spus că Moldova nu e a lui, nici a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. Apoi a ieșit din cameră cu gândul să facă acești urmași. Vorba aia, faci, nu faci, vremea de făcut urmași trece. Ca să vedem cum s-au petrecut toate, l-am rugat pe Lucian Vasile, istoric și prieten al canalului, să ne explice și nouă cum stă treaba cu prostituția în România. Omul a scotocit prin cărți, documente și mărturii și a scos la iveală tot felul de povești numai bune de spus pe YouTube. Hai să vedem și noi. Despre prostituție se spune că e cea mai veche meserie din lume. O fi dar noi nu avem cum să aflăm asta din moment ce, pe vremuri, existau cam doi oameni care știau să scrie și ăia se ocupau cu altele, uitând să ne spună de escortele din antichitate mai rău prin zona asta a Europei, obiceiul de a lăsa mărturii scrise a venit mai târziu decât prin vestul continentului. Deci nu vom putea afla niciodată ce făceau dacii în intimitatea lor. Abia pe vremea lui Ștefan cel Mare apar primele mențiuni despre existența prostituției în Moldova, când Vodă încearcă să interzică dezvoltarea afacerilor de felul ăsta. Prin secolele 17-18, călătorii străini care trec prin țările române mai notează printre altele și că prostituția e destul de prezentă, dar nu la multe detalii. Spun că au văzut fetițe, dar cam atât. De pe la 1800 și ceva, țările române devin câmp de luptă pentru războaiele dintre ruși, turci și habsburgi. Mii de soldați staționează temporar în acest spațiu. Ca orice soldat, acești tineri aveau două gânduri simple. Doreau să facă sex și să mestece gumă orbit. Și guma nu fusese încă inventată. Secolul XIX ne-a adus mulți soldați pe aici și odată cu ei a crescut exponențial și cererea dacă era cerere mare, hop și oferta, bineînțeles, în funcție de grad. Ofițerii cu cele mai atrăgătoare prostituate și soldații cu cele care mai rămâneau. Ca orice afacere într-un mediu prielnic, prostituția începe să înflorească. Pe la 1841, trecând prin Muntenia, italianul Domenico Zanelli afirmă că, vorbind roșesc, dar spun adevărul, în această țară, prostituția este peste tot și aș ofensa adevărata pudoare intrând în amănunte asupra acestui punct. Fratele Zaneli refuză să ne dea mai multe detalii, așa că o să o facem noi pentru el. Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, autoritățile din Moldova și țara românească instituie așa zisa condicuță sau, cum avea să fie cunoscută mai târziu, spre sfârșitul secolului, autorizația pentru meșteșugul de prostituată. Asta era un fel de document de identitate al persoanei care practica prostituția, în care inițial erau trecute datele de identitate și mențiunile medicale. În alte cuvinte, pe vremea aia, prostituția era legală. Ăsta e poate primul lucru surprinzător. Prostituția era legală încă de pe vremea lui Cuza. Și așa a fost și pe vremea lui Carol și a lui Ferdinand și până mai târziu. Să-i luăm pe rând. Primele reglementări efective ale jobului de escortă, pardon, ale meșteșugului de prostituată, au avut loc la puțin timp după venirea lui Carol în țară, în 1866, și erau parte din procesul de modernizare a societății românești. La București, spre exemplu, în 1867, a fost adoptat regulamentul privind privegherea prostituției în Comuna București. Potrivit acestuia, poliția trebuia să înființeze două registre, unul al prostituatelor și altul al caselor de prostituție, adică pentru bordele. Bine, doar pentru că exista o lege, nu înseamnă că se și aplica. Abia spre sfârșitul secolului, situația începe să se mai limpezească și să apară peste tot în țară legi, regulamente și rapoarte despre această profesie, iar autoritățile să se ocupe mai serios. În orașele de provincie, răspunzătorii erau primarul, care trebuia să țină evidența tuturor prostituatelor, și poliția din localitate, iar în capitală o comisie sanitară și un departament al poliției, așa numitul serviciu de moravuri. Cei care supravegheau prostituția erau mai puțin preocupați de prostituate și mai mult de bolile care veneau la pachet cu serviciile sexuale. Sifilisul făcea ravagii. Și autoritățile încercau să țină boala sub control. Întrebarea e cine ajungea efectiv să fie considerată prostituată. Păi, în primul rând, toate femeile care deja practicau în clandestinitate meseria. Apoi, toate cele care declarau, printr-o cerere la primar sau la reprezentantul lui, că vor să lucreze în domeniu. Și nu în ultimul rând, toate femeile majore a căror prostituție va fi de notorietate publică sau se vor constata prin provocațiune directă pe stradă ori prin aflarea lor în casele de prostituție. Adică, fie-ți luai dosar cu șină și adăugai cererea de prostituție acolo, fie veneau niște băieți și spuneau că te-au prins cu prostituția pe stradă. Cel puțin teoretic, o femeie putea fi considerată prostituată fără să fie de fapt. Era suficient ca unii care voiau să-i facă rău să declare la primărie că o știu drept femeie ușoară. Ea, săraca, trebuia apoi să facă sesizare și, la urmă, un comitet se întrunea în ședință secretă și decidea dacă respectiva era sau nu considerată prostituată. Sunt tare curios să aflu ce discutau ăștia în ședințele secrete, dar n-am găsit mai multe informații să vă dau. În mod oficial, prostituatele trebuiau să aibă minimum 18 ani, să fie sănătoase și să practice de bunăvoie meseria. În unele orașe și în unele perioade erau acceptate abia de la 21 de ani sau, din contră, încă de la 16. Motivele care le determinau pe femei să meargă pe această cale erau destul de variate. Multe erau împinse de sărăcie și cum nu avuseseră șansa de a urma o școală și de a căpăta o meserie, alegeau să se prostitueze. Nu puține, veneau din familii destrămate sau erau orfane. Altele o făceau de plăcere, pentru că așa voiau ele să-și trăiască viața. Au existat însă și cazuri de fete răpite de pe stradă și obligate să se prostitueze. Și atunci exista ceea ce astăzi cunoaștem drept trafic de carne vie. Totodată erau și femei care aveau ziua o slujbă, ca oricare alta, și seara făceau din prostituție un job part-time. Erau figurante la teatru, dactilografe, secretare sau mai știu eu ce. Asta a apărut în special în perioada interbelică și avea la bază, cu precădere, apetitul pentru lux, care la rândul său necesita și fonduri pe măsură. Fiecare prostituată aflată în legalitate trebuia să aibă condicuța la ea, în care erau trecute datele personale, fotografia, data intrării în serviciu, bordelul la care era arondată și vizele medicale. Orice posesoare de condicuță avea obligația de a face un control medical de două ori pe săptămână, de obicei marțea și sâmbăta. Fie se ducea la dispensar, iar atunci consultația era gratuită, fie venea medicul, dar atunci trebuia să-i dea bani de birjă sau, cum ar zice astăzi, de taxi. Scopul era același, de prevenirea infectării cu boli venerice, precum sifilisul și gonorea, două boli infecțioase cu transmitere sexuală foarte răspândite în epocă, cu simptome urâte și consecințe neplăcute, ducând uneori chiar și la deces. Dacă erau găsite bolnave, prostituatele erau oprite de la munca lor zilnică și internate la spital, după cum povestea în 1927 chiar unul dintre doctorii din București responsabil de ele. Dacă sunt găsite bolnave, sunt trimise la spitalul Colentina. Modul însă cum sunt tratate aceste nenorocite acolo e o barbarie ținute în niște poduri, sunt tratate ca bestiile. Și cum ele sunt fără cultură sau cu o cultură foarte mică, acolo ar fi toate sforțările de făcut ca să fie aduse pe calea cea bună. Dar în modul cum sunt tratate acolo, numai cu înjurături și cu biciul, ies de acolo mai stricate. De aceea femeile fug. Și poate ați văzut sergenți de stradă care îi duc cu sila câte 4-5 femei, altfel fug de acest spital. De ce erau separate de restul pacientelor? Oficial exista un singur motiv, cel moral, potrivit căruia prostituatele erau expresia decăderii umane și ar fi fost nepotrivit pentru celelalte femei să fie puse în același saloane cu ele. însă neoficial era altul mai important. Dacă le-ar fi pus în aceleași încăperi cu restul pacientelor, atunci unele dintre ele, precum servitoarele sau vânzătoarele, de exemplu, ar fi văzut că prostituatele sunt mai bine îmbrăcate și mai bine aranjate decât ele și ar fi ales și ele să devină prostituate. În mod paradoxal, clienții prostituatelor încercau să țină femeile cât mai departe de escortele mai bogate. Odată găsite bolnave de către medic și internate, prostituatele nu mai puteau lucra și implicit nu mai câștigau bani. De multe ori, aceste femei fentau controlele. Fie făceau tratamente care să le ascundă pentru câteva ore simptomele, fie își introduceau un tampon cu o anumită soluție pe care îl scoteau înainte de intrarea în cabinet și așa își mascau eventualele afecțiuni. Sau, pur și simplu, era un cârdășie cu doctorul, iar condicuța se completa și se semna fără niciun control medical. Dacă intrarea în rândul prostituatelor oficiale se făcea destul de ușor și de rapid, ștergerea din rândul lor era ceva mai complicată și dura mult mai mult. Ca să iasă din meserie, fie trebuiau să se căsătorească, fie să anunțe la primărie, fie să dea o declarație în fața medicului sau a ofițerului de la serviciul Moravuri de la poliție, că vor să renunțe la profesie și, mai mult de atât, să facă și dovada că au un alt mod de a se întreține. Mai exista și o a treia categorie, după cum spune, de exemplu, un regulament din Dolj din 1905. Femeile afectate de o infirmitate sexuală care face imposibil exercițiul prostituției. Da, nu mă întrebați la ce se gândeau ultenii de atunci, oricum asta se petrecea în rândul prostituatelor oficiale, despre care știa poliția. Existau, evident, și prostituate clandestine, care se apucau când voiau și renunțau la fel, după bunul plac. În orice caz, cariera în domeniu nu era de lungă durată. Deja, pe la 30 de ani, prostituatele începeau să nu mai aibă căutare și trebuiau, la fel ca fotbaliștii, să se lase în tinerețe de meserie. Unele se retrăgeau, altele deveneau antrenoare. În special pe timpul regilor, prostituția se petrecea în așa numitele case de toleranță sau bordeluri. Bordel vine de la franțuzescul bord, adică margine sau mal, pentru că în trecutul mai îndepărtat bordelurile erau la periferie sau lângă o apă curgătoare. Asta fie din motive de morală, deoarece erau considerate localuri ale păcatelor, fie din necesități sanitare, pentru că era nevoie să se curețe și să se spele frecvent. Și cum nu exista alimentare cu apă, malurile râurilor erau locurile cele mai bune pentru asemenea cerințe. Casele de toleranță erau considerate clădirile destinate exclusiv prostituției, unde mai multe femei lucrau sub supravegherea și coordonarea unei alteia, mai în vârstă, denumită și matroană. Existau, bineînțeles, și localuri mai mici, unde lucrau câteva prostituate, fără să existe vreo matroană, ori prostituate pe cont propriu, dar înainte de primul război mondial erau ceva mai rare. Inițial, bărbații nu aveau voie să țină case de toleranță, ceea ce nu înseamnă că nu se întâmpla dar era ilegal. Matroana, dacă era căsătorită, avea nevoie de aprobarea soțului. Matroana avea sarcina de a vegea la buna desfășurare a activității de producție. Ea primea clienții, negocia cu ei și făcea legătura cu femeile. Tot ea trebuia să se asigure de curățenia, de mâncarea și de hainele prostituatelor, precum și de vizitele medicale ale acestora, despre care v-am povestit mai devreme. Iar pentru toate astea își putea opri până la două treimi din încasări. Un procent imens, după părerea mea. Oricum, pe lângă prostituate, orice altă femeie din bordel, chiar și matroana, dacă avea sub 45 de ani, trebuia să aibă condicuță, pentru că se considera că, cine știe, poate mai vrea să facă un ban în plus. asemenea stabilimente puteau fi deschise oriunde în oraș, cu unele excepții. Nu puteau fi amplasate în apropierea școlilor, internatelor, bisericilor și grădinilor publice, însă, în realitate, nu prea se respecta regula asta. Prevederea asta oricum era degeaba, că toată lumea știa unde sunt. Unii primari au vrut să creeze un fel de cartier al plăcerilor, ca în Târgu Ocna în 1910 sau la Ploiești prin 1940, însă erau atât de multe localuri că ar fi fost imposibil să le mai mute pe toate. Și tot așa ca în districtul ăla faimos din Amsterdam, și în România au vrut să pună felinare roșii la intrare. La Galați, de exemplu, în 1899, iar câțiva ani mai devreme la București, unde Pache Protopopescu intenționa, pe lângă felinar, să pună și niște plăcuțe pe fațadă. Iar pe prostituate să le oblige să poarte o banderolă galbenă. Așa cum pompierul are uniformă sau polițistul are uniformă, așa se dorea și în cazul escortelor. Cum ar fi recunoscut oamenii prostituatele dacă n-aveau uniformă? Nu? Oricum, a fost ca la noi. S-au zis multe și s-au făcut puține spre deloc. Cel mai aproape de un fel de district roșu a fost cartierul Crocea de Piatră din București, care își lua denumirea de la strada omonimă, care la rândul ei își lua numele de la o veche cruce de piatră, care s-afla în intersecția principală. Acolo erau o mulțime de bordeluri pentru toate buzunarele și pentru toate gusturile. Cei mai săraci mergeau la localurile alea sărăcăcioase și cam murdare, unde se tocmea în stradă cu cine, de câte ori și pe ce preț și se intra direct în cămăruțele cu pricina. Aia cu dare de mână mergeau mai încolo, la Casa Nova, o clădire masivă cu etaj, unde altele erau condițiile, de la igienă și frumusețe la confort și preț. Iar între astea două, multe alte opțiuni. Teoretic, orice bordel putea avea un număr limitat de prostituate, egal cu numărul de camere, adică fiecare cu încăperea sa. În realitate, lucrurile stăteau destul de diferit și era de fapt un spațiu comun de lucru. Spre exemplu, la o a Poliției Capitalei din 1943, când legile se mai schimbaseră, dar vă povestesc puțin mai târziu, a fost găsit un bordel cu patru camere în care erau 16 prostituate. Tot așa, în anii 30, la Ploiești, a făcut mare vâlvă cazul unui preot, găsit în compania unei domnișoare care practica ilegal prostituția. Atunci când polițiștii terminau investigația, din dulap a ieșit colega de cameră a respectivei. Tânăra, surprinsă probabil de avântul preotului, nu a mai avut timp să iasă din încăpere și s-a ascuns în dulap până când lucrurile se finalizau. Oricum ce era haios e că la orice control făcut de polițiști, însoțiți sau nu de medic, bărbații trebuiau să intre cel puțin câte doi, ca să fie siguri că ancheta e anchetă și nu e altceva. În cameră trebuiau să existe un ligian, două vase curate cu apă, un săpun și două ștergare. Pe lângă astea era obligatorie și utilizarea unor substanțe dezinfectante, precum și afișarea unor panouri cu recomandări sanitare, tocmai pentru a se împiedica răspândirea bolilor. Totodată exista și o serie întreagă de restricții, în special înainte de primul război mondial. Jaluzelele trebuiau trase, iar prostituatele nu aveau voie să stea la fereastră sau în fața intrării și să-și ademenească clienții, ci erau obligate să-i aștepte înăuntru. În unele orașe, restricțiile mergeau și mai departe. La Constanța, în 1888, regulamentul prevedea că este oprit femeilor prostituate de a se preumbla pe bulevard și în toate locurile destinate pentru preumblarea publicului. Este asemenea interzis femeilor prostituate de a se preumbla pe străzi îmbrăcate într-un mod indecent. Sunt asemenea oprite de a intra în sălile publice, la baluri, în oricare loc unde petrec familii. Le este interzis intrarea în teatru sau la oricare reprezentație publică unde se adună familii. Ai crede că regulile astea erau atât de absurde și de rigide că nu se puteau aplica, nu? Din contră. Uite un exemplu. În noaptea de 8 februarie 1907, pe la orele 2, prostituatele Polin Ionescu și Maria Ionescu au ieșit din stabilimentul de prostituție al patroanei Leia Grimberg cu voia acesteia pe străzile orașului Bacău, îmbrăcate numai într-un capot și cu capul gol cam sumar pentru o noapte de iarnă, dar poate că nevoia le-a împins. Numai că au fost găsite de un polițist care patrula și care le-a scris un proces verbal. Li s-a făcut apoi proces, iar judecătorul le-a găsit vinovate și le-a pus să achite câte 10 lei amendă, plus costul de judecată. Asta era prostituția legală, care exista în România cam pe vremea lui Cuza, până în preajma primului război mondial. În paralel, se desfășura și prostituția clandestină, cea ilegală, care scăpa de supervizarea primarului, poliției și a medicului. Era de altfel cea mai periculoasă, atât pentru că unele dintre femei erau victime ale proxeneților, fiind forțate să se prostitueze, cât și pentru că nu exista niciun control sanitar, ceea ce conducea, bineînțeles, la riscul de răspândire a bolilor venerice. Ok, și unde era prostituția clandestină? Păi, cam peste tot. Majoritatea proprietarilor de hanuri sau hoteluri de condiție joasă sau medie aveau și un fel de servitoare și chelnerițe care mai ofereau și alte servicii decât cele din fișa postului. Practica era atât de răspândită încât unele orașe, cum a fost cazul Megidiei pe la 1890, au decis ca în cărciumi, restaurante și hoteluri să nu poată lucra femei sub 30 de ani. Considerând că cei sub vârsta asta, sigur s-ar deda și la altele. În schimb, pentru hotelurile cu ștaif, situația era cu totul alta. Și acolo clienții puteau avea parte de o noapte de plăcere, dar afacerile se încheiau mai discret, fără un paravan evident totul spre satisfacția clientului, ca să mai vină și altă dată. Iar pe lângă asta era prostituția pe cont propriu, în care câte o femeie acosta pe vreun doritor, mergeau la vreun han, ori vreun hotel, își făceau treaba și își vedeau apoi fiecare de drumul său. Asta se întâmpla destul de frecvent, chiar dacă era foarte periculos. Dacă erau prinse, erau amendate, duse la spital pentru control medical, ori chiar închise câteva zile. Mai exista totodată și o prostituție clandestină, așa, sezonieră. Spre exemplu, când era târg în oraș și lumea se aduna pe câte un câmp sau în vreun parc. Acolo sigur se găseau clienți bine dispuși, poate ușor amețiți și cu buzunarul larg deschis pentru ceva plăcere. Iar odată cu extinderea industriei și apariția fabricilor în orașe, a luat naștere și un soi de prostituție sezonieră. Adică atunci când era zi de salariu în uzină, brusc veneau câteva zeci de tinere din statele din jurul orașului care agățau muncitorii ce tocmai își luaseră leafa. După 3-4 zile, acestea se întorceau în satele lor și așteptau ziua de salariu din următoarea lună. Întrebarea e, socotind prostituatele legale și cele clandestine, și cele sezoniere, și toate celelalte, câte prostituate erau în total? Aici ne poate ajuta serviciul de priveghere al prostituției, cu primarii, polițiștii și medicii care s-au sacrificat pentru obținerea acestor statistici, care totuși nu le cuprind chiar pe toate practicantele acestei meserii. Știm că, la 1896, în București, erau înregistrate 46 de bordeluri cu vreo 450 de prostituate. Iar șase ani mai târziu, în 1902, numărul crescuse la aproape 600 de prostituate. Astea sunt cifrele oficiale și se considera că prostituția clandestină reprezintă cam o treime din total. Așa că ajungem la vreo 675 de prostituate în 1896, respectiv 900 la începutul secolului al XX-lea cum pe atunci erau vreo 300.000 de locuitori, deci să zicem vreo 150.000 de bărbați, asta înseamnă că am o prostituată la 150 de bărbați, de la bebeluși până la bătrâni senili și paralizați. Adică, dacă scădem bebelușii, minorele și minorii, moșii și babele, rezultă că stră, stră, stră bunicul tău era curvar. Coincidență? Nu cred. Proporții oarecum asemănătoare erau și în celelalte orașe din țară. La Slatina, de exemplu, în 1888, erau oficial numai 5 prostituate. La Calafat, vreo 12. Iar în anii 20, la Drobeta Turnu Severin, erau înregistrate 155. Dar vorbim, bineînțeles, de orașe mici. În perioada interberică, numărul a crescut și mai mult. Asta din mai multe motive. Chiar dacă societatea se mai modernizase și standardul de viață crescuse, încă erau multe familii care se zbăteau în sărăcie. Așa că, în unele cazuri, fetele alegeau prostituția ca pe o meserie destul de bănoasă, pe termen scurt. Deja în anii 30 în București erau undeva la 3000 de prostituate care lucrau în special pe cont propriu, fără să mai aibă nevoie de matroane și de un bordel propriu zis. Cum capitala ajunsese la 800.000 de locuitori, asta înseamnă că era o prostituată cam la 130 de bărbați, de la sugar la centenar. În același timp, în interbelic mă refer, în țară erau, tot oficial, pe la vreo 12.000 de prostituate, însă numărul lor trebuie să fi fost ceva mai mare, poate chiar spre 20.000. Pot părea multe, dar nu era chiar așa. Cu toate că există imaginea asta cu bordelul mereu deschis și prostituatele disponibile, în realitate lucrurile nu stăteau chiar așa. La unele case de toleranță era prevăzut ca duminica și de sărbători să fie cu programare atât de căutate erau. Ba chiar la altele existau așa numitele abonamente prin care se fidelizau clienții ca să vină și a doua oară, să nu se ducă în altă parte. Pe documentele respective era scris numele respectivului, numele prostituatei, perioada în care era făcută plata, iar pe versul era trecută mențiunea că noaptea întreagă se socotește două numere. Totul era o adevărată industrie. Bordelul, legal sau clandestin, fiind considerat de o revistă medicală din 1925, drept o supapă de siguranță fizică și morală pentru societate. Așadar, ceva care trebuie să existe. A, bine, altele le considerau locuri de pierzanie, loc de păcat și de imoralitate. Dar asta nu înseamnă că cele două perspective nu se mai și intersectau, oamenii de atunci fiind ceva mai permisivi decât i-am crede noi astăzi. Ok, dar din treaba asta nu ieșeau copii? Păi nu prea. Se considera pe atunci că toată treaba asta cu contracepția cădea în responsabilitatea exclusivă a femeii și ea trebuia să aibă grijă să nu rămână gravidă. Se apela la tot felul de leacuri băbești, la tratamente mai mult sau mai puțin sanitare și evident la metoda calendarului, numai că nu funcționa de fiecare dată, astfel că și numărul avorturilor era unul semnificativ. Abia în perioada interbelică începe să se răspândească și moda prezervativelor, care se vindeau la farmacii sau la drogherii. Drogheria era tot un fel de farmacie, unde se vindea și parfum și alte câteva nimicuri, numai că erau cam scumpe, nici nu funcționau prea bine și oricum lumea era destul de reticentă la noutatea asta. Hai să privim și din partea cealaltă. Cine erau clienții? Din ce medii sociale proveneau? Păi cam de peste tot. V-am povestit mai devreme de preotul din ploiești, prins în flagrant. Mihai Eminescu a suferit de sifilis, boală pe care se pare că a luat-o tot dintr-un bordel. Adversarii politici spuneau despre titul Maiorescu și Petre Carp că ar fi pus bazele grupului Junimea, ăla de la BAC, nu de pe Facebook, atunci când au mers împreună cu Teodor Rosetti la un bordel din Iași. Iar spre finalul vieții, filozoful Constantin Rădulescu Motru își amintea cum pe la sfârșitul secolului al XIX-lea vizita bordelurile bucureștene împreună cu prietenii săi Ion Luca Caragiale și Mihalache Dragomirescu. În alte cuvinte, dacă nu învățai suficient și ajungeai la bordel, de caragiale oricum nu scăpai. Începută încă înainte de primul război mondial, în perioada interbelică s-a răspândit moda ca băieții să-și înceapă viața sexuală cu o vizită la bordel. De această inițiere se ocupau în general tații lor, care voiau ca odraslele să nu sufere din dragoste sau să o dea în bară, ci să înceapă în forță cu cineva care vorba cântecului știe meserie. Așa că ei stabileau la ce bordel merită băieții să se ducă. Trebuia să fie un local sigur, curat, cu femei care își făceau controlul periodic și pe bune, astfel ca fiii lor nu cumva să se îmbolnăvească de vreo așa zisă boală rușinoasă, care ar fi putut apoi să le afecteze pe termen lung sănătatea și chiar să-i lase în imposibilitate de a avea copii. Na, poate că era mai scump, dar ce nu face un părinte pentru copilul său, nu? Apoi era o regulă oarecum nescrisă. Tații mai lăsau banii pe noptieră fără să se spună pentru ce exact, însă toată lumea știa. Și uite așa, vinerea, băieții din ultimele clase de liceu, că oricum cei sub 17 ani nu aveau voie în mod legal să meargă la bordel, mai absentau de la ore. Că de, trebuiau să doarmă și să-și refacă puterile. Cel mai haios era că uneori se mai întâmpla ca elevii să se întâlnească la bordel cu unii dintre profesorii lor. Asta se întâmpla destul de rar, din moment ce profesorii mergeau la anumite case de toleranță pe care tinerii obișnuiau să le evite. Păi bine, am vorbit de prostituate, am vorbit de matroane, am vorbit de bordeluri, am vorbit și de clienți, dar cum se întâmpla toată treaba? O să vă dezamăgesc, poate, dar din păcate nu sunt atât de multe mărturii despre afacerea propriu-zisă, așa că nu vom putea ști exact cum se face sex. Cu toate astea, am găsit un episod simpatic de pe la sfârșitul anilor 30. Am fost și eu odată la Edgar Kinet, în blocșorul lipit de capșa. La demisol, unde sun la ușa unei garsoniere, te întâmpină un omuleț, chel, cu cioc, de seamănă leit cu Lenin. Când îl vezi în vestă, cu lănțișorul de ceas la cheutoare, parcă trezi din somn, zici că ai nimerit aiurea. Aș! Spui, cum te cheamă? Cine te-a trimis? Și te invită înăuntru. Aici uimiri, nicio suflare. Ba mai mult, omulețul pleacă și rămâi singur, singurel, uitându-te ca prostul pe pereți. Nu trec nici 5 minute și în încăpere pică o femeie ca în filme, îmbrăcată decent, care face două, trei piruete ca la casa de modă și se cară lăsând în urma ei o dră de parfum, iar pe tine cu ochii în soare. De ce șters o nu pricep, dar până să alungi gândul că a fugit de tine, vine alta, de se învârte iarăși de câteva ori, după care dispare fără să zică o vorbă. Măi să fie, te întrebi, unde i ce te așteaptă, de nu-i bine să o ștergi câte-i ușa deschisă. Dar nu poți, fiindcă vine a treia pioană, ce se rotește la fel, odată cu ochii ochii din cap, după care din nou ușcheală. N-a să miști un deget, că în loc de a patra vine Lenin și te întreabă la care dintre ele te-ai oprit. Eu am tăcut camutul, până ce zisei ceva de ultima. Nici eu nu știu de ce, poate unde abia fusese acolo. Zici și făcut. Fata revine, zâmbește, se dezbracă în cetișor, parcă ne știam din armată. Mă întreabă ce și cum vreau, după care despoiată a condus toate ostilitățile ca la mărășești. E în locul lui Averescu, ea pe post de Mackinson. Război în toată regula, când ursul pe capră, când capra pe urs, cu toate armele din dotare, cu ghearele, cu dinții, până când osteniți de moarte făcură pace. Când a ieșit apoi din baie, înfășurată cu un prosop de la buric în jos, s-a îmbrăcat iarăși lejer de venea să-i zic să mai stea nițeluși, fără să îndrăznesc să o fac. A plecat ca și cum nu observase că scosese în portofelul să o plătesc. A țuguiat zeflemitor buzele, plecând fără să-mi iau o para. Nu îmi venea să cred că o făcuse pe gratis. Aș, nu se duse bine și veni Lenin cu datoria de război. Scoate deftule și plătește. Bine, bine o să ziceți, dar de ce e totul așa de conspirativ? Pentru că în anii 30, treaba cu prostituția a început să se mai schimbe în România. Sub carul al doilea s-a dat o lege prin care s-au interzis bordelurile, în speranța că așa o să dispară industria. Motivul, ziceau cei de la putere, era grija pentru sănătatea populației și pentru a se împiedica răspândirea bolilor venerice. În realitate era vorba de considerente morale, societatea românească virând în anii de dinaintea războiului mondial spre un conservatorism din ce în ce mai puternic. Noua lege nu prea a funcționat treaba mergea înainte, așa că autoritățile s-au văzut nevoite să dea autorizații pentru camere individuale, unde se putea practica meseria asta în continuare. În plus, în special în capitală, a apărut o nouă modă, a divelor, care își închiriau și își cumpărau o garsonieră în noile blocuri moderniste, pe care o transformau în cuib al plăcerilor. Aveau și telefon și așa își găseau clienții și apoi țineau legătura cu ei. Căutau în special bărbați cu bani. Ingineri, avocați, politicieni, funcționari, ofițeri. Astfel de femei existaseră și mai înainte, ca faimoasa mița biciclista din București, despre care se vorbea că fusese iubită până și a regelui Leopold al Belgiei și care, sfidând conformismul din epocă, mergea pe calea victoriei pe bicicletă. Însă, în interbelic, erau mai multe mițe și nu mai mergeau cu bicicletele, ci cu mașini de lux și nu mai portau corsete, ci haine de blană scumpe și fumau țigări exotice și mâncau la cele mai exclusiviste restaurante. Nu de puține ori, asemenea femei fatale erau și agente ale spionajului. După ce se încurcau cu vreun ofițer străin, cu vreun diplomat sau cu vreun politician, îl puteau descoase de secretele pe care acesta le cunoștea și le transmiteau mai departe, bineînțeles, tot contracost, cost, șefilor serviciilor secrete. Ba chiar despre regele Carol al II-lea se spunea că mai apela din când în când la prostituate. Așa că pentru a-l supraveghea pe suveran, Mihail Moruzov, șeful serviciului secret, avea grijă să-i planteze prostituatele prin loc pe care acesta le frecventa și de unde era cel mai probabil să agațe pe cineva. Carol al doilea le ducea de obicei în apartamentul său secret de la ultimul etaj de unui bloc modernist de pe calea Victoriei, de peste drum de poliția capitalei, unde își făcea treaba, iar secretul nopții sau nopților de plăcere nu părăsea cercul bine definit al angajatelor lui Moruțov, iar imaginea regelui nu avea de suferit. Așa cum prostituția a înflorit într-o societate liberă, democratică, tot așa bine, odată cu consolidarea unor regimuri autoritare, sau chiar totalitare, prostituția a fost din ce în ce mai afectată. Venirea legionarilor la putere în 1940 nu a însemnat automat și modificări substanțiale în privința bordelurilor. Asta nu pentru că n-ar fi vrut, doctrina lor era una tradiționalistă, potrivit căreia casele de toleranță erau locuri ale pierzaniei și ale păcatului, unde mai pui că o bună parte din bordeluri erau conduse de evreice. Numai că regimul legionarilor a fost prea scurt, iar lista lor de to prea lungă ca să mai ajungă să se ocupe și de domeniul ăsta din societate. Singurul lucru pe care l-am găsit din presa de epocă, dar poate că mai sunt și altele, e un articol din Ploiești unde noul primar legionar, doctor de profesie, promitea că un soare blând și verde le va ocroti pe prostituatele din oraș, iar acestor alii se va crea un cartier al lor, un fel de district roșu unde să lucreze în siguranță nu s-a mai întâmplat. Între timp, în țară, au sosit în număr mare soldații și ofițerii germani. Având bani și beneficiind în rândul majorității civililor de o imagine relativ bună, în special în prima parte a războiului, aceștia erau clienți fideli ai bordelurilor din orașele românești. În general, nu prea s-au înregistrat altercații. Nemții obișnuind să plătească pentru serviciile lor. Spun în general, pentru că au mai fost și cazuri când soldații sau ofițerii germani, uneori beți, nu mai respectau pe timp de noapte normele de protecție antiaeriană atunci când frecventau bordelurile, dar poliția română avea consemn să nu deranjeze aliatul atunci când se relaxa. Tot pe timpul lui Antonescu, prin 1943 așa, s-a dat o nouă lege privind prostituția, prin care teoretic se reglementa la loc funcționarea bordelurilor, pe care acum cam oricine cu vârstă de peste 30 de ani și cu cazier curat le putea deschide. Mai mult decât atât, matroana avea și obligația să rețină 10% din banii produși de fiecare prostituată pe care să-i vireze într-un cont special la cec. Totul în ideea că la 30, 35, poate chiar 40 de ani, femeia respectivă nu va mai putea lucra și va avea nevoie să-și schimbe meseria, iar banii respectivi erau folosiți pentru a începe o nouă afacere, o prăvălie, un chioșc unde să vândă ceva sau chiar să-și deschidă bordelul propriu că doar avea experiență în domeniu. Ați zice că legea asta a lui Antonescu era o schimbare în bine pentru prostituate. Da și nu. Pentru cele care lucrau oficial, posibil. Însă, cu siguranță, pentru cei care activau în clandestinitate, era foarte periculos. Ziarele publicau săptămânal știri despre raziile poliției, în urma cărora numeroasele bordeluri ilegale erau descoperite, de parcă poliția nu știa de ele de dinainte. Iar cei care le conduceau, precum și prostituatele, erau arestați și trimiși la închisoare. Odată cu 1944 și cu venirea comuniștilor, treaba s-a schimbat complet. În primul rând că nemții au plecat și au venit sovieticii care și ei mergeau la bordeluri. Numai că nu prea mai era vorba de aliați, ci de trupe de ocupație. Așa că ofițerii mai plăteau, dar soldații cam rar. Dacă protestai, scoteau pistolul, așa că nu protestai la sfârșitul anilor 40, regimul comunist a scos prostituția în afara legii, iar autoritățile au început să închidă bordelurile. Prostituatele erau transformate peste noapte în lucrătoare și trimise în diferite fabrici, în special în industria textilă. De ce acolo și nu în altă parte? Păi din două motive. Odată că munca în sine era mai potrivită pentru o femeie fără calificare profesională, că și nu necesita putere fizică. Nu era turnătorie sau strungărie sau altceva în industria grea. Iar în al doilea rând, pentru că în uzinele alea, de fel, nu prea erau bărbați. Că dacă ar fi fost bărbați care să se trezească cu escortele pe cartea de muncă, n-ar fi fost tocmai o situație ideală. Abia în 1957 se schimbă efectiv codul penal, iar prostituția este oficial sancționată de lege. Se pedepsește cu închisoare corecțională de la 6 luni la 4 ani fapta unei femei de a-și procura în mod obișnuit mijloace de existență sau alte foloase materiale din raporturile sexuale pe care le practică în acest scop cu diferiți bărbați. Și cu asta basta. Așa se încheie prostituția ca profesie legală în România. În special între 1860-1945, bordelul și prostituatele au fost parte din viața cotidiană a societății românești, despre care s-a vorbit, s-a râs, s-a cântat și unii au și plâns. Fiecare oraș a avut vedetele sale, despre care astăzi nu se mai știe. În București, spre exemplu, au fost matroane celebre ca Șchioapa, Elena Frunză, Tanti Berta Ovreica, Mielu Bun, Iancu Chelbosu, Gonda Unguroaica, Mitica Buzatu, Mândica Țiganca, temutul Victor Talianu sau Ion Căcat, dar chiar așa îl chema. Ion C. a fost ultimul proprietar oficial de bordel din București. La fel de faimoase au fost și prostituatele ca Lia Magazia, Napoleon, abar n de ce îi zicea așa, Caramagioica, Rozina, Mimi Moft, Rădica Țigăncușa, faimoasa Cur de Fier, dar și mii și mii de alte anonime. O să închei cu un citat dintr-un volum de memorii a lui Constantin Beldie. Notă a timpului. Spre reflexia moraliștilor și consternarea moralizatorilor, Niciun părinte edil, primar sau prefect al orașului, cum niciun delegat al Mahalalei, ales dintre negustorii de seamă, ca să elibereze dovezile de moralitate și pauperitate, toți oameni cu neveste și cu copii la casele lor, nu s-au alarmat și nici formalizat măcar cum că acest cartier al femeilor cu condicuță ar fi prea nepotrivit așezat în chiar inima Bucureștilor și lângă un mare liceu de băieți, cum era liceul Lazar. Așa cum nimeni, dar nimeni, domnilor moraliști și moralizatori, nu se alarma când aceste femei, trăind voluptos la marginea societății, se scăldau în capoatele lor afiolante și sub privirile amuzate ale mahalagiilor de treabă, prin mijlocul străzilor inundate în toiul ploilor de vară. Tot din același spirit prea liberal al moralei timpurilor, mahaloa noastră atât de deocheată era împănată cu locuințele gospodărești ale atâtor familii onorabile, în mijlocul cărora, din preună cu frații și surorile mele, am crescut până la 11 ani. Nu cunosc ca vreun vlăstar din aceste familii ale noastre să se fi molipsit de relele exemple care ne dădeau ocol zilnic și din toate părțile, ci mai degrabă îmi vine să cred că un moralist fără moralitate ce sunt, că această obișnuință cu spectacolul de afișat ziua în mare a însemnat un antidot sau un corectiv în viața sentimentală sau sexuală a fiecăruia dintre noi. Eu socotind până târziu și chiar azi, bordelul ca o instituție normală și binefăcătoare sărmanei noastre omeniri. Sunt și alte fragmente mult mai interesante și palpitante, dar dacă le puneam pe alea, YouTube-ul dădea jos videoclipul ăsta. Bun, o să spuneți voi, dar nu existau și bărbați care se prostituau? În principiu nu, pentru că așa era societatea pe atunci. Dar asta nu înseamnă că nu existau alte aspecte ale vieții sexuale din societatea românească, de acum un secol sau mai bine, despre care nu ar merita să fac un videoclip separat în care să vă povestesc mai multe, cu altă ocazie. După cum am spus și la început, textul a fost scris de fratele Lucian Vasile din cărțile Nicolae Gheran, Arta de a fi păgubaș și Constantin Beldie, scopul unei jumătăți de veac în București. Găsiți linkuri în descriere. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare, le mulțumim din nou fraților de pe Patreon și tuturor celor care s-au abonat la Zaiafet, între timp am făcut și 700.000 de abonați. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul și să ne lăsați și un comentariu.